Andrei Pleșu în mână. Repere nu ligele! Repere nu ligele! Pleșu președinte! Pleșu președinte! Andrei Pleșu în mână, am pentru a lămuri care este... Vreau să vă spun ceva, sincer. Nu e bine spate. Omul ăsta nu trebuie pus alături de ăsta. O dată. Adunarea asta nu e pentru asta. Vă bate joc de un om, vă bate joc de un om, un moderator. Dar nu de... Vă bate joc de un moderator. Domnule, nu are nimeni treabă cu protestul, dar nu are ce căuta cât de-a pat ce-l ce vor avea. Păi da, dar vă bate joc. Moderator. Pe post m-am zis nimica, am zis de moderator. Povestea asta e picătura care a umplut un pahar. E un prea mult care a fost atins. Asemenea manifestări, asemenea întâlniri, meeting-uri, manifestațiuni se vor muta în fața CNA-ului. Apelul pe care l-a făcut grupul pentru dialog social și care a fost semnat până în clipa de față de peste 4.000 de persoane, dintre care mulți sunt profesori, avocați, doctori, dar și mecanici lăcătuși, apelul acela semnat de mii de oameni va strânge oamenii în fața acestei instituții care face declarații stupefiante prin vocea președintelui acestui Consiliu, cum că ori de câte ori este vorba de bălăcărirea și linșarea unor intelectuali care au ales prost politic, ei vor îngădui ca ei să fie linșați. Ăsta este un lucru de neconceput. În plus, să nu uităm că ei sunt plătiți din banii noștri, exact ca să ne apere cu non-partinitate totală de asemenea spectacole fără pereche în lume în clipa de față, într-o țară democratică. Aveți un mesaj pentru Mihai Gâdea? Nu. Niciunul dintre noi nu se coboară la asta de vorbă, cum spuneam, cu oamenii care nu sunt ei de tras la răspundere. Răfuiala se face, cum vă spuneam, cu CNA-ul, nu cu un post de televiziune sau altul, ci cum spuneam, cu manipulatorii travestiți în ziariști. Aplauze valorilor noastre, aplauze tascărilor noștri, aplauze
profesorilor, aplauze moșelelor și totdeauna. O seară minunată, România, e liberă, seară din tot! Mersu, 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 mersu!